Da, dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Începem repede treaba. Ștefania ne-a și pregătit ghișițile. Zice Ștefania. Clasa 4 a 11. La clasa 11, îți dai seama ce salt ați făcut. A 5-a, nu a 4-a. Iar a spus clasa 4-a. A 5-a. Și am spus a 4-a, nu? Da. Iar. Am trebuie. Așa trebuie. Zi-mi, Ștefania. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor. Propozițiile sunt niște afirmații despre care știm. Adevărate sau false, nu? Asta. Păi e 20, este divizibil cu 10. Adică prima chestiune e 20. Divizibil cu 10. Adevărat? Da, e adevărat. Că se împarte exact. După. 7 este divizibil cu 5. 7 divizibil cu 5. Ce părere ai? Fals. Simplu. Alta. 13. Da. Îl divide pe 38. Mare. 39. Da, 13 îl divide pe 39. 13 îl divide pe 39. Ce păreți aveți? Da. Adică este 13 în divizor al 39? Păi, să faci. Alo? Bună ziua. Da, eu sunt? Da, eu sunt într-o lecție de matematică acum. Sunt în direct, chiar. Mă sunați mâine dimineață. Da. Mâine până ora 10 e foarte bine. Da. Mulțumesc. La revedere. Da, este adevărat. Deci este adevărat că 13 îl divide pe 39, adică 39 se împarte la 13. Da. Deci acest lucru este ca și cum aș spune, echivalent cu a zice că 39 se divide la 13. Adevărat. Altceva. 18. 18. Este un divizor al lui 4. 18 este un divizor al lui 4. Adică 18 îl divide pe 4. Așa trebuie să spui, da? A, nu-i bară, nu. 3 se divide. Cum? 18 se divide? La 4. Așa, asta trebuie să spui, da? 18 se divide. Așa, 18 se divide la 4. Ce părere ai? E adevărat? 18 se împarte la 4? Nu, nu. 16 ar fost, nu? Da. Dar nu scrie 18, scrie 8. 8? 8. Ia uite-te, 8. Da, la mine e carte mai... Mai acolo, da? Da? Deci 8 se divide la 4? Da. 8 se divide la 4? Da. Nu știu de ce la mine e adevărat. Așa. Adevărat. Apoi. 142. 142. Îl divide pe 2. Deci 142 îl divide. Cum? Trei puncte. Îl divide. Ba nu. Se divide. Se divide. Deci îl divide. Așa. Când, da. Îl divide. Când zice 142, se divide, adică el e mai mare și se împarte la altul, da? Se divide la... Cât la 2? 2. Adevărat. Știi de ce? Pentru că ultima cifră e 2. Da. Formă. 5 se divide la 50. 5 se divide, da? 5 se divide da. La 50. 50. Invers. Invers, 50 se divide la 5. Da, adică e sau 5 îl divide pe 50. Sau 5 îl divide pe 50. Este un divizor al lui 50. Da. Mai departe. 2. 1, 2. Cât divizor are numărul 18? Câți divizori, nu? Câți divizori are. Două puncte. După, calculați suma acestora și verificați dacă suma se divide la 3.
Deci câți divizori are 18? Să-i vedem. Da. Dar să zicem, de indice, da, 18. De indice 18. Deci divizorile 18 sunt, te rog, Ștefania. Sunt 1, da. 18. Așa, improprii, da. Și după. 4. Da. 4 e bun? A, nu. 6. 2. 2. 2. 2. Sigur că da. 2. Apoi. 3. Sigur că da. 6 și 9. 6 și 9. Deci 2, 3, 6 și 9 sunt divizori. Și el iasem. Și acum, după ce am văzut câți are, cardinal, zicem, cardinal. Dar nu suntem la mulțime. Da, nu învățăm la școală cum ai zis. Deci am spus mulțime, am zis mulțime aici. Deci mulțimea divizorilor este. I-am pus o mulțime. Da, dar scrie și așa, scrie și așa, grave cum n-ai altfel să-i scrie. Da? Deci cardinal lui D, 18, adică numărul de elemente al lui 18, este egal cu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Adică am spus câte elemente are. Prin cardinal am înțeles numărul de elemente ale mulțimii. Eu am crezut că se face altfel. Eu am crezut că se adun toate și apoi... Nu, cardinal. Când vorbim de cardinal, prima întrebare a fost câți divizori are? Da. Răspunsul. Are 6. Apoi era următorul punct. Calculați suma acestora și verificați. Acum calculăm suma lor. Deci S egal cu 1 plus 18, plus 2, plus 3, plus 6, plus 9, da? 1 plus 18, plus 2, plus 3, plus 6, plus 9, și egal cu? 30. Face? 39. Așa este? 39? Ia vedeți acolo. Și se împarte la 3 și dă 13. Deci 20, 1 și cu 3, 4, 6, 10, 30, 49, 39, pardon. Și mai ușor putem să facem 9 cu 8, 10, da. 6, 12, 20, 20, 20, 20, 30, și după 6 cu 3, 9. 3. 39, da? Care se divide la 3 și ne dă 13, da? Am arătat, am răspuns complet la problemă. Alte ghișice? Punctul 3. Calculați câte numere naturale pare de fost 7x 1. Numere naturale pare. Naturale pare. Pare de forma. Două puncte. 7x, 1y. 7, 1x. 7x. 7, 7x, 1, 1y. Așa, cu bară. În baza 10 există. Da. Adică punem bară. Da. Câte numere de acestea în baza 10 există? Deci, să spunem, notăm cu am pe toate acestea care există și le punem mulțime. Deci am mare egal cu mulțimea. Aștept inițiativa voastră. Ca să fie par. 7010, 7012, 7014, 7014. Așa! Deci cu 0. Apoi, 7, 9. Deci pentru x egal cu 0, avem următoarele. Dar este o mulțime infinită. Nu e chiar infinită. O să putem spune câte sunt. Dar e până la 9. Să-și, x-ul ia de la 0 până la 9. Aaaa. Deci este un număr finit. Da, mai da. Și pentru x egal cu 0, tu ai spus, o să rămânem mai mult de Ștefania, ce a spus. 7010. După x egal cu 1. Nu, tot aici mai da. Tot 70. 7011. 701? 2. 2, cu ceva, și trebuie să fii par. 7014, 7016, 7018.
Acestea sunt, nu? 70. 7010, 7012, 7014, 7016, 7018. Deci astea sunt pentru 0. Da. Pentru x egal cu 1. Ia să vedem care sunt. Acum. Pentru x egal cu 1 vom avea? Vom avea 7, 1, 1, 0. Deci 7, 1, 1, 0. 7, 1, 1, 0. 7, 1, 1, 2, 7, 1, 1, 4, 7, 1, 1, 6, 7, 1, 1, 8. Ce observăm? Pentru 0 câte sunt? 2, 4, 5. Pentru 1, 2, 4, 5. 2, 4, 5. Vor fi câte 5 ori 9. 5 ori? 10. 5 ori 10. De ce 5 ori 10? Păi 1, 2, până la 9 sunt 10. 10 va avea. E și 0. Adică Mulțim pentru fiecare câte 5. Da. Și cum sunt 10 astfel de situații? Da. 5 ori 10? 50. Corect. Deci, să ne spunem și noi aici. 7, 0, 1, 0. 7, 0, 1, 2 și mai departe puncte. Care ar fi ultimul? 7, 9, așa, 7, 9, 1, 8. 7, 9, 1, 8, nu? Da. Când X-ul este 9 și când Y-ul este 9, nu? X-ul e 9, pardon, și Y-ul este 8. Da. Și câte sunt aici? Cardinalul lui A? De asta trebuia să spunem. Câte au? Da. Câte? Cardinal. Lui A mare egal cu 5 ori 10, nu? Ah, da. Egal cu 5 ori 10 și egal cu 50. Asta trebuie. Câte? Așa ne întreba. Câte elemente, câte astfel de numere găsiți? Pare? Da. De forma ce? Bun. Punctul 4. Să vedem. Determinați numerele naturale, nenule, a, b, c. Nenule, a, b, c. Ar fi dat supraocupat, nu? A, b, c. Nu. A, b, c. Știind că... A, b, c. Știind că... A plus... 2 ori B, da. Plus 3 ori C, da. Egal cu 58. 58. A este număr prim, iar C este divizibil cu 10. A egal număr prim și C, parcă ai zis, nu? Și C este divizibil cu 10. C este divizibil cu 10. Ce înseamnă că C e divizibil cu 10, ce se împarte la 10. Da. Sau ce este egal cu 10 ori ceva. Multiplul de 10. Ce e egal cu 10 ori K. Da. Sau multiplul de 10. Un număr se împarte la 10 dacă el e multiplu. Este 10, 20, 30, 40. Da? Deci, autorul ne spune așa. Să găsim noi toate perechile posibile de numere A, B și C, triplete, care să facă, înlocuite acolo, să facă 58, având însă informația că ai număr prim. Da. Care sunt numerele prime? 1 și el însuși. 1 și el însuși. Să-mi dai exemple, vreau. 1 și 17. 17. 17. Care are pe 1 și pe 17. Da. Alt exemplu de număr prim. 1 și 18. Cât? 1 și 18. Ah, doar. Să aibă numai pe 1 și pe el însuși. 1 și 5. 5-ul. Așa trebuie să spuneți. 5 este număr prim pentru că l-are doar pe 1 și pe 5. Dar 7. Și 7. Și 7. Nu are alți divizori decât pe 1 și pe el însuși. 11. Și 11. Și 13. 13. Dar 9. Are pe 3. Deci are alții, nu-i bine 9.
Dar 2. Are. Nu. E 1 și pe 2. Deci 2 este singurul număr prim par. Observați, foarte tare. Se zice 2 este singurul număr prim, adică n-are alt divisor decât pe 1 și pe el însuși, și par. Prim par. Deci este singurul număr prim par. Ei, dacă am înțeles ce variante are AU. AU are 2, 3, 5, 7, da? Da. Iar ce are 10, 20, 30? Gândiți-vă la tripletele pe care le puteți prinde. Deci gândiți-vă ce variante ați găsit. Un prim triplet, ce înseamnă un triplet? Un A, un B și un C, cât înlocuim aici, să fac 58. B-ul putem înlocui cu ce vrem noi? Da. Păi, pe A putem să luăm 2. Au 2, deci o primă situație. A egal cu 2. După B. Ce-ul să luăm? A. Ce-ul egal cu 20. Chiar cu 10. Da, 10. Asta. 10 întâi, da? Ce egal cu 10? 10 și B-ul egal cu... Cât să luăm pe B? Sau... Nu, ca să fac până la urmă, și-au locuit să fac 58. Păi facem așa, înlocuim acum pe A cu 2, pe C și vedem ce B ne dă. Deci vine 2 plus 2 ori B plus 30 să facă 58. Acum 2 plus 2 ori B. Dar 2 și cu 30, 32 faci. Da. Și acum 2 ori B. Da, 2 ori B. Egal cu 58 minus 58 minus 32. Minus 32. Și egal mai departe. Egal cu 8 minus 2 5. 8 minus 2. 8 minus 2 6. 6. Și 5 minus 3 2. 2. Dar 2B egal cu 26. Deci avem că 2 ori B egal cu 26, de unde B egal cu cât? 2 ori B egal cu 26, B egal cu 13. Nu? E 26 împărțit la 2, 13. Deci tripletul care este, asta este, A egal cu 2, C egal cu 10 și B-ul ne-a dat cât? Ne-a dat 13. Ce că aflați numerele nenule, sunt nenule, știm că se întâmplă relația asta. Și am găsit un prim triplet. Un alt caz. Cam câte cazuri ar fi? Nu știu. Să vedem. Lăsăm tot pe A egal cu 2. Nu ar putea fi A egal cu 4? Sau? Păi, da, mai este prim? Nu mai ar putea să punem 7. Sau 3 sau 5. Da. Da? Da? Deci să lăsăm totuși, merge cu cap de a fi și A egal cu 2. Și schimbăm ce-ul. Așa 20. A egal cu 2. Și C-ul este egal cu 20 și ne aducem în relație să vedem ce se întâmplă, lucrăm. Da? Ne ducem în relația pe care o avem aici, de Cristina, da? Și zicem 2 și atunci rezultă 2 plus 2B plus 3 ori 20 3 ori 20 face 60. Oh, și voi face egal cu 58? Fals! Nu depășește asta. Deci, iată că C-ul nu are voie să fie 20. Poate să fie doar 10. 10. C-ul poate să fie 10, o te încă observație deșteaptă. Da. Deci C-ul nu are voie să fie decât 10. Acum, hai să luăm altă variantă. Deci C-ul rămâne 10 tot timpul, că dacă punem 20, 3 ori 20 fac 60 și sare. Hai să luăm un alta.
Ce A să dau? Luăm A3. Deci, Cristina, ce da, facem? Da, am înțeles. Credeam că este doar o singură variantă, doar cu 2. Păi, dar de ce numai cu 2? Să vedem dacă numai cu 2. S-ar putea să fie adevărat, dar noi nu știm foarte bine la vremea asta. Da, înțeles. Deci, acum luăm A egal cu? 3. Deci, A egal cu 3. Și ce egal cu 10? Ce egal cu 10? Că am văzut noi de ce. Da. Și atunci, relația devine 2, nu 2, 3 este acolo. 3 plus 2b plus 30 egal cu 58. Adică 2b egal cu 30 cu 3, 33, din 58 scădem 33, 58 minus 33 și egal cu cât vine? 25. 25. B egal cu cine atunci? 2 ori cât se facă 25? 2 ori cât se facă 25? Nu se poate! Nu știu, dar mă avem de încercat. Tu zici că numai cu 2 ar fi. Dacă ai un motiv să spui, ești cel mai fericit, ești pe stradă și spun, Cristina mi-a spus bine. Nu știu. Pentru că este singurul număr par. Pentru că este mai aproape. Dar de ce pare cu 3 nu merge? De ce n-a mers cu 3? Pentru că este 2 și 3 plus... Hai să încercăm să găsim răspunsul. E foarte tare chestia. Că dacă am avea argumente precise și clare, n-am mai încercat altceva. Deci noi acum mai avem posibilitatea să încercăm și cu 5 și cu 7 și cu... Nu cu 91. Că 91 nu mai e în cape. Nu. Deci când e 3 ori 10 și... Nu. Deci avem... Noi trebuie să ne ducem pentru după ce cap. Pentru că 2 se împarte la 8. Nu. Nu găsesc. Hai, mă, de fain. Da. Vreau răspunsul. De la voi. Acum. Acum vreau. Când am pus 3 plus 30 și a venit 33 și de acolo nu o mai... Să strică jocul. Da. A, mai clar. Vreau mai atacul mai dur, mai clar. Trebuie să fie număr mare. Dar de ce trebuie să fie mare? Dacă trebuie să fie număr par, dacă mă convingi, eu n-am nimic împotriv. De ce să fie număr par? Pentru că numărul par plus numărul impar dă număr par. Deci, 2B ce fel de număr este? 2B. Par. Da, par. Deci 2B e par, 30 ce fel de număr este? Că el rămâne 30 tot timpul, că nu pot să mă duc. Impar. 30 este impar? Par. Par cu par. Par și cu par face un număr par. Și după... Și dacă din 58... Dacă din 58 scădem un număr par, el e par aici, nu? Da. Când scădem, de la flâm pe A, va da tot un număr par. 58 minus 2B minus 30 egal par. Uitați cum. Pe când am relația. Spuneți-mi așa. Știm că A plus 2B plus 30 plus 30. Știți bine, așa am văzut, da. Nu? Știm că A plus 2B plus 30 egal cu 58. De unde rezultă că A va fi egal cu, din 58 scădem, nu? Știți bine asta. 58 scădem pe 30 și scădem și pe 2B. Da? Adică A egal cu, echivalent, cu A egal cu 58 minus 30, cât face?
38 minus 30. 28. Da? Vine 28. Minus 2b. Yeah. Egal mai departe. Cu 2 ori 14. Deci am 2 ori 14, adică 28. Da. 2 ori 14 plus minus 2b. Așa, scoatem pe 2 în factor comun și deci rezultă că A egal cu 2 pe lângă 14 minus B. Minus B. Și dacă e 2 ori ceva, ce fel de număr este A? Dacă e 2 ori ceva, este par. Da? 2 ori ceva. Da? Doi, numele par sunt de tipul 2K. Deci egal număr par. Egal număr par. Deci A este număr par. Deci avem o informație că A e egal număr par. Dar mai avem că A, ce fel de număr spune? Că este prim. Dar A e egal număr prim, se spune în problemă. Nu? Că trebuia să găsim, știi, că A este număr... Uite, ce informație aveam? Că A este număr... Prim. A număr prim. E, cine este singurul număr par prim? 2. Deci de aici rezultă că A egal doar cu varianta 2. Să nu mai batem noi cânte, să încercăm cu 3. Vreau să șez de la început? Nu, pe rog m-am dat seama. Deci în timp ce gândeam. Pentru prima fază am plecat cu 2. Da? Da. Și vreau să dau 3. Cum am și buletat. Am dat pe 3. Pe urmă vă gândeați, dau 5, 7, tot se dau așa și observam că nu merge. Și atunci când am dat pe 3 și am văzut că nu merge, zic, stop. Trebuie să mă uit că A-ul este aici, îl scoat, zic, 58. Am aflat despre ce, că nu are mai mult voie să fie de 10. Că dacă ar fi 20, ar face 60 și l-ar depăși pe 58. Și atunci am zis, hai să fac așa. A-ul va fi egal de forma 28. Nu, 58 minus 30 minus 2b. Da. Adică face 2, 28, că din 58 scăzut 30 face 28, minus 2b. Scot pe 2 în factor, acum am văzut mișcările astea. Da? Ca așa cum o trebuie mai în față. 2 pe lângă 14 minus b, deci A este 2 pe lângă 14 minus b, deci A este un număr par. Și prim. Și prim. Când a spus el, zice să fie prim. Par și prim, singurul care este par și prim este 2. Că știm chestia asta, nu singurul număr par prim este 2. Terminat problema. Vă vom da un exercițiu la final. Bine, nu din temă. Tare? Nu din temă, nu din temă. Bine, gata. Să mă placă, știu și eu. Și sigur, da? Eu l-am ales. Da? A, când v-ați dus, băi, și la șoșoții, zice asta. Mechere ce sunteți. Da, faceți, băi, și gura. Da, știi, doamne, doamne, mă salvează. Ori că am să mă descurc, ori că... vin ce de la clasa. Vin ce de la clasa cealaltă. Dar numai primiți like și share. Da? Numai primești like și share, asta e. Haideți să mă întorc înapoi. Aici, în clipa asta, îmi dau seama că doar A-ul e egal cu 2 și C-ul e egal cu 10 și B-ul e egal cu 13. Da. Deci singura situație, asta este. Dar la întrebarea, găsiți numerele nenule A, B, C, știind că se întâmplă chestia asta, răspunsul corect este A2, C 10 și B egal cu 13. Dar nu ne puteam opri aici, la primul exemplu, da? Trebuia să venim cu observația asta și să ajungi la concluzia că au rămâne 2, C este 10, ne-am dat seama de ce, iar despre B vine din calcul. Deci, dar simpla tartonare acolo și ne opream nu era suficient. Trebuia argumentația asta, probabil, da? Trebuia să argumentăm în felul ăsta. Da, foarte frumos există. Asta mi-a plăcut. Foarte tare mi-a plăcut. Acum... Mă plac, ce am da? Ce plăcere m-a așteptat. Și ce plăcere. Foarte mai bine de mult. Mai sunt două exercite, deci să n-aveți cum că faci. Ai, de capul meu. Deci v-ați să zic așa. Și 39. Deci, cum ai spus tu acum? Ce o să vă plac următorul? Și cu siguranță îl cunoașteți. Da, îl cunoașteți. Acum. Dacă nu ați apucat să le faceți pe acela. Da. Îl cunoașteți. Îl cunosc? Cunoașteți foarte. Deci, mai mi-ați dat o speranță. M-ați văzut că sunt trist și așa sunt. Da, dar este acum foarte multe cifre. Da. Acum să nu lăsăm impresia că noi ne-am înțeles.
acum prietenii noștri spun, a, s-a înțeles înainte și acum, nu mi-a povestit, abia acum mă surprindeți voi, că ești acela, dar eu sper că așa am vorbit mai înainte, tot timpul sper să reușesc și pe acela pe care îmi le alegeți voi, dificil. Dacă mai avem timp, mai am să nu. Mai ai încă mai unul, are, da? Care? Așa. Dacă le primești la ProfOnline, ele găsesc prilejul să se amuze, punându-l pe ProfOnline în dificultate. Asta este visul lor. Asta e marea lor bucurie, să-l pună în dificultate. Ce vorbiți acolo? Da. Foarte tare, foarte tare. Aici. Vezi, asta se întâmplă. Fiecare cu problema lui. Fiecare cu problema care îl doare. Bine, măi. Uite, să schimbați camera. Da? Dacă se face ora. Ia să vedem dacă e și 41. Așa, să vedem la ce am ajuns. 31, mam. 31, da. Bun. Zicem. Determinați în fiecare caz toate numerele naturale formate de forma A, B, B, A. Care caz? Toate numerele naturale de forma A, B, B, A. De forma. Nu egal de forma A, B, B, A. A. Care sunt divizibile cu 2 și A plus B egal cu 13. Deci să fie deștepte, să se împarte la 2 și încă o condiție și A plus B să fie egal cu 13. Parcă da. Da? A plus B să fie 13. Ia să vedem, asta ne descurcăm. Și a doua condiție. Mai e și B. Care da, bun? Dar să le rezolvăm. Să se împarte la 5 și tot așa, plus B, 2 și B. E altă chestiune, nu? Da, e B. E B. E punctul B. Da. Noi în cazul ăsta trebuie să ne descurcăm. Cu da. Informațiile astea care avem acum, trebuie să ne descurcăm. Și va fi și un alt caz. Bun. Idei. Ca să se divide la 2. Ultimul nu. Mari și primul. Au, adică au. Trebuie să fie par. Par. Iar BB trebuie să fie același. Nu. Merg pe informația asta, că au trebuie să fie par, da? Aparține mulțime. A aparține. Deci hai să spunem așa, Stefania. A, B, B, A se divide la 2, dacă și numai dacă, A aparține, a de tot omul, ca cum redactăm noi, să ducă vestea. Așa. A aparține mulțimii. Aparține mulțimii. Zero nu poate fi. De ce? Că nu poate fi zero. Nu poate fi prima cifră, da? Da. Deci prima observație este A diferit de zero. Adică mergem direct la 2. 2, apoi 4, 6, da. 8, 8 și atât, corect. Și merge pentru cazul întâi. A egal cu 2. Atunci mai avem condiția că A plus B. A plus B egal cu? A plus B egal cu 13. Deci A plus B. A plus B egal cu 13. Și atunci cât este B-ul? Dacă locuim pe A cu 2? B-ul... păi facem 13 minus 2. 13 minus 2, 11. 11. Se poate? Nu. Nu? Pentru că e cifră. Da, e cifră. Poate să mergem deci, până în 9. Da? Când cifră, în baza 10 până 9, da. Vorbim. Adică deci A egal cu B egal cu 11. Tăiem. Că nu are soluția asta. Acum A egal cu 4. Da. Nu, și de sub A plus da, B. Da, și de sub A plus B egal cu 13. Adică? Adică B-ul va fi egal cu?
13 minus 4. Și da? 9. Și este așa. Da. Și acum avem primul N1 de forma AU4. 4, 9, 9, 4. Așa se este. Împarte la 2. Se împarte la 2 și suma cifrelor 4 și 9 fac 13. Deci e tot ce trebuie. AU cât să fie acum? Acum AU să fie 6. A egal cu 6. Da, A 6. Și atunci A plus B. A plus B egal cu 13. Da. 13 minus 6. B egal cu 13 minus 6. Și egal cu 7. Și atunci numărul? N2. Va fi? Cu 6, 7, 7, 6. Egal cu 7, 6, 6, 7, 7, 6. Este deștept, da. Împarte la 2, suma cifrelor A plus B fac 13, 7 și 6, da? Și mai avem A egal cu 8. Și A plus B face 13. Și atunci? B egal 13. 13 minus 8 și egal cu 5. Și atunci numărul căutat N3 8 5 5 8. Iată că N aparține mulțimii perechilor 4994 prin număr, apoi 6776 și în sfârșit 8558. Acestea sunt variantele. Așa, și acum punctul B. Punctul B, să vedem ce ne spune. Sunt divizibile cu 5 și A plus B egal cu 12. Deci, condiția este că numărul asta a fost punctul A, punctul B, ne de forma A, B, B, A, să se împarte exact la 5, și? Și A plus B, 12. A plus B. Acesta e foarte ușor, are doar o soluție. Așa. Da. Pentru că A nu poate fi 0. Da, și poate fi doar 5. Deci rămâne singur caz A egal cu 5. Și atunci de desupunem A plus B egal cu 12. B egal cu 12 minus 5. 12 minus 5. B egal cu 7. Deci B poate fi 7. Egal cu 7. Și atunci numărul E va fi 5, 7, 7, 5. 5, 7, 7, 5. Acum punctul 6. Ultimul. Ultimul. Și după problema mea. Și după aceea probleme pentru... Da. Și acesta va dura mult. Și, da? Și asta ar simți că e dificil, nu? Cam. Da? Nu, cam, cam. Nu mai percepeți dumneavoastră. Nu mai percepeți. Deci simțiți că intru deja în dificultate, da? Simți eu. Da, mai este. Pregătiți like și share. Ba nu, pentru că noi știm să faceți. Voi știți să-l faceți? Nici chiar, dar foarte puțin. Da. Aveți o idee, vreți să ziceți, da? Păi da, atunci și eu am șanse, că dacă aveți voi o idee, o iau de la voi. Nu, că nu-ți vorbim. Nu mă lăsăm să ne furați ideile. Deci, de data asta, luptați amândouă, pe baricada aceea. Pe baricada cealaltă. Bine. Să zicem. Arătați că 25 la puterea 2011 se poate scrie ca o sumă de două pătrate perfecte. 25 la puterea 2011. Da. Se poate scrie ca o sumă de două pătrate perfecte. Egal ceva la a doua plus altceva la a doua. La a doua. Da. Ei, n-am făcut, uitați. Ați știut? Ceva la a doua, plus ceva la a doua. Dar cine sunt acele numere? Trebuie să-i găsim. Îl luăm pe 25. 5 de parte, da. Și îl scriem ca 200 de... 2...
pătrate, perfect. Ca o sumă de doctor. Ca o sumă de doctor. Da. 4 la 6 a doua. Cum? Care dă 16, 25, 16, 9, 9, 3 la a doua. Asta e 3 la a doua plus 4 la a doua. 3 la a doua face 9 și 4 la a doua fac 16. 19 și 16 face 25. Da, am știut. Bună treaba! Și acum și înmulțim. Acum înmulțim. Ambii membri cu cât? Cu 2. Cu 25? Cu 25, da. La puterea? La puterea 2000. La 2000? 10. Fain, da, așa. Deci 25 la 2010. Ca să ajungem la 2011, că este 11, da? Echivalentul. 25, vorbește Ștefania. 25 egal. Nu, 25 la, că mulțim. A, 25 la 2000. 2010. Și că unul care era 2000? 11. Da, 25 la 2011, egal cu? Egal cu. 3 la 2. 3 la 2. Ori 25 la puterea. Ori 25 la puterea 2000. 2000? 10. 10. Da, plus? Plus 4 la 2, ori 25 la 2010. 2010. Da. Bun. Pe 2010 cum ar mai putem scrie? Pe 2000. A, ar mai putem scrie ca 3. Nu, 2010 putem scrie ca 2, că am nevoie de 2. Da. 2 ori? Ca să fac 2010. 2 ori cât fac 2010? Cum trebuie 2010 la 2? Da. Facem bine așa. Facem 2010 la 2, da. 105. Da. La 1005. 2. Păi dacă e 2000 împărțit la 2, măcar 1000. Dacă ai 2000 de lei, da, și împărți la 2, le dai câte 100? Da. Păi gândiți practic chestia, nu? Deci nu se poate. Eu practic, mecanic. Voi gândiți mecanic, dar eu vreau să vă zic. Nu, chestia asta e mecanică. Care? Care am zis-o noi. Care zice voi, da. Dar în practic este așa, să vă gândiți, băi, da, am 2000 și împart în două. Da. 1000 și 1000. Și mai am 10 lei, pe care îi dau în două. Da. 5 și 5. Deci 2000 face 1005. Da? Da. Deci o să zicem egal. Sunt. Egal cu 3 la a doua. Îți vine să zici tu că am 25 la puterea a, în loc de 25 la... Tu ai scris din nou, da? Hai să scriu și eu așa. Deci am spune să zic 25 la 2011. Egal cu 3 la 2, ori 25 la 1005. 1005 ori 2. Foarte bine. Să nu-i totul la 2? Sau poți zici totul la 2, mai șmecher este. Ia este și mai șmecher ca să mă ajute un pic. Ca să mai scriu încă o dată, da? Totul la 2. Plus 4 la 2 ori 25 la puterea 5 la 1000. 5 tot la 2, sigur că da. 25 la puterea 1005, totul la a doua. Așa e cum era 2 ori 1005, dar să scrie 2 ori 1005 ca fiind 25 la 1005, totul la a doua, da? Și acum, echivalent cu, hai să scriem de nou. Și echivalent cu 25 la 2011, egal cu 3 ori 25 la 1005, totul la 2. Ah, ce fain! Ai văzut 2 aici și 2 aici. Ăsta-i motivul, da? Și gata, 3 ori 25 la puterea 1005, totul la a doua. Și 4 ori 25 la 1005, totul la a doua. 1005. Totul la a doua. Și am scris pe... Acum. Ce fericită. O să plângeți dacă l-auziți. Nu văd dacă l-auziți. Doar dacă l-auziți. Păi, fetele. Mai întâi să-l citim pe aia ca să-l reamintim. Da. Deci, mă pregătiți?
Cu un alt exercițiu? Vă ajutăm. Mă ajutați. Bine. Da. Iasta este un lucru bun din partea voastră. Și înseamnă că sunteți buni prieteni al mele, că ați putea să mă trimiteți direct în exercițiu. Dar dacă mă ajutați, este un semn bun. Da. Mă ajutați pentru că sunt în fața camerei, sunt expus, eu sunt cu spatele la zid acum, nu? Da. Așa, deci pot să fiu pus în situația cea mai dificilă. Da. Câte numere? Îi citești pe ea, nu? Nu. Direct? Direct. Câte numere? Superbe. Câte numere de 4 cifre formate doar cu cifrele 0, 2, 7 și 9 sunt divizibile cu 2, cu 5, cu 5, direct, cu 5 și cu 10. Mai țineți minte lucrurile? Păi ăla s-a mai încercat noi. Și n-am făcut. Ba da, ați făcut aur. Asta-i. Asta-i dur. Asta-i dur, că acum m-am prins. N-ați făcut acum. Da. Dacă îl dădeam pe A, cu siguranță vi-l aduceați aminte. Așa vi-l-am dat pe A. Da, și ăla era mai ușor. Da, asta e mai greu. Poate. Așa, așteptam la până când... Vreau să fac curată. De ce nu facem și cu 2? Dar cu 2 am făcut 4. Dar să fii simultan? Cu 2, cu 5? Nu, 2. Cu 2. I 2, I 5, I 5. A, sunt cazuri diferite, da? Da. Când e cu 2, când e cu 5, când e cu 10. Da. Bine, mai fata. Și vedeți că nu zice distincte de ce s-o amest de muncit. Deci cu cifre, 10 distincte? Câte numere de 4 cifre formate doar cu cifrele 0, 2, 7 și 9 sunt divizibile. Păi nu sunt și distincte. Păi da. Eu vă sugerez să scrieți problema pe tavlă. Eu vă lăsesc pe tavlă. Dar mai repede. Mai repede. Să schimb camera. Da. Da. Să pregătim momentul și camera. Festiv. Când profesorul nu poate să facă problema. Gata, mai fetele.